Capacitatea strictă a acestei facilități în care vă aflați în momentul de față este de 55 de paturi, dintre care 4 paturi au destinația de terapie intensivă. Da? Scopul acestei facilități este să acorde tratament pentru cazurile ușoare și medii, tocmai pentru a decongestiona spitalele din zona Dobrogei sau alte unități medicale de cazurile ușoare, pentru ca aceste facilități să se poată ocupa de cazurile grave ale infecției cu acest virus. Deocamdată se continuă operaționalizarea din punct de vedere logistic a acestui campus, se continuă cu tabăra de campare care este în spatele acestei facilități. Atunci când va fi finalizată operaționalizarea din punct de vedere medical și autorizarea acestea de către structurile Ministerului Sănătății, vă vom aduce la cunoștință. Am avut tot sprijinul din partea, în primul rând, a forțelor navale care s-au ocupat cu sprijinul forțelor terestre de operaționalizare logistică a acestui spațiu și am avut concursul întregii a tuturor autorităților locale, entităților juridice sau operatorilor economici. Pentru, din punctul nostru de vedere, s-a lucrat foarte rapid și eficient. Câți militari au lucrat aici și pe ce perioadă? Au fost în jur de aproximativ 100 de militari zilnic și în alte zile au fost și aproximativ 100 de persoane din partea celorlalte entități sau operatori economici care au lucrat la, nu știu, traseele de apă, energie electrică, toate celelalte facilități care sunt necesare acestui campus. Este pentru prima dată când aveți un astfel de spital montat în Constanța sau în județul Constanța? Din cunoștințele mele, da, eu nu mi-aduc aminte să fi fost o astfel de facilitate până acum instalată în, în această zonă. Sistemul medical modular de intervenție și tratament este dotat ca un spital de campanie. Aici este zona în care te dezinfectezi, după care intri în salon. Fiecare salon va avea 4 astfel de paturi în care sunt tratate cazurile ușoare din județul Constanța. Pentru Constanța News, Adrian Boioglu. De vreme există aer condiționate de nivel militar, așa este structura lor, care generează căldură și aer condiționat în funcție de necesități. Sunt de foarte mare putere. Există 2 generatoare, există curent electric tras, 2 generatoare de 400 de kW. Ca și camere, cum va fi împărțit? Câte saloane de acest fel vor fi? Câte băi, eu și alte spații? Spațiile sunt împărțite, cum v-am spus, pentru femei și bărbați. Există facilitățile de spălare în capătul fiecărui cort. Da?